duce pe drept. Hai, aici acum. Hai. Mișcare, mișcare, mișcare. Sofie, duce încolo, duce încolo. Hărnică. Bravo, Victor, hai ca să te descurci. Ai strâns un pic. Strânge tare, tare. E greu? Strângi și răsucești. Da. Hai, să te văd. Nu trebuie să trag un pic el. Nu. Perfect. Nu, așa rămâne. Te-ai descurcat? De excepție. Stai, Victor. Păși aici. Am făcut. Păși aici. Vai, ce-am ajuns în lumea asta. Să nu mai știu, fără să zică nevasta, nu mai știu face nimic. O, nu uita aici. Nu e aici, lasă-mă. Ioi, că nici nu știam cum să fac dacă nu ziceai tu. Salutare, prieteni. Eu sunt Daniel din Maramureș, soția mea alături de mine și în gospodăria noastră, în tot anul, facem câte un gard. A început să se audă. Dacă te detalzi. Nu te pune lângă el. Nu de acolo mai spate. Uite ce par frumos mi-am făcut aici. Am dat coaja jos, lemn de salcâm. Am dat cu ceva bitum partea de jos. Sper să țină măcar 50 de ani stâlpii ăștia. De aici încolo urmează să mai facem un gard de plasă care să fie... Și bai că ne trebuie multe garduri pentru că avem niște capre, avem niște găini, avem niște cățelușe, avem niște pisici, avem o bivoliță, s-ar putea să se audă acum pe cameră. Și tot timpul modificăm câte ceva în gospodărie. Anul trecut am făcut un gard aici la găini, un țarc. Și anul ăsta îl mărim un pic, că s-au schimbat niște parametri, am luat alt stâlpi, stâlpi ăștia de beton. Și primăvara, poate vântul, nu e așa frig, ne bucurăm că nu nins, cum o nins până alte părți. Și ne ținem de treabă. Unul dintre motivele principale pentru care modificăm gardul pe aici este pentru că vrem să punem o scară înspre nucul ăsta să se poate cățăra găinile în nuc toată vara. Momentan țarcul lor era și este până unde se vede ras. Cum aici e o pomicultură tânără, nu prea au avut umbră. Și le-a fost greu anul trecut, le-am văzut, noi având găini australorp care sunt negre, le-a fost cald tare. Așa că anul ăsta împușcăm două găini deodată, facem o scară pe care să se suie ele în nuc și vor avea umbră pe unde să stea pe dedesubt. E prima dată când folosim stâlpi din ăștia de beton și chiar dacă i-am văzut pe internet de ceva vreme de vânzare, nu m-am avut planuri cu ei și anul ăsta am reușit să cumpărăm 40 de bucăți. Stâlpi la 2 metri jumate. Evident, refolosesc de până ceva podgorii din Italia sau de până Europa. Dar sunt cu 4 fire de metal înăuntru și eu consider că suficient de rezistenți. Ne ajută faptul că costul a fost accesibil, a fost 25 de lei s-o cerut și dacă știi să negociezi și încerci să tragi un pic, îți mai lasă omul.
La 23 de lei mi-au adus acasă, în acea zi când l-am sunat. În Baia Mare găsiți pe OLX, așa. Și încercăm să-i înfingem în pământ cât putem de adânc. O să vedeți cum facem treaba asta. Și apoi legăm plasă pe ei. No, Victor. Așa, tușește, să vadă doamna că n-ai lipsit degeaba astăzi de la școală. Știe că ai fost bolnav. Să-mi iei gheață, Victor, că mă încurcă. Am mai glumit odată de două ori, dar cred că e destul. Bun, hai, doamnă. Victor, lasă puțin. Greu. Nu vă mutați la țară, că tătă zoai de lucru. Stați acolo la bloc, uitați-vă pe internet la alții cum lucră. Și da, dacă puteți... Dar, chestia asta, chiar nu poți să-ți o bagi acolo undeva, că așa răurată. Asta? Da. Seamănă cu ceva nepotrivit? Da. E o bucată de piele. Am o zbălângă neopteale acolo, trecrat. E de la curea. Păi eu știu de la ce, dar arată rău. Ce m-aș face eu fără tine lângă mine, să mă mai corecteze din când în când? Da, sigur că vreau. Nu tot mai! Victor, nu știi țigan. Nu vă certați de la mine. Da, eu l-am cules. Care larg, îl lași, nu știu de ce îl lași așa larg. Că se ridică pe sus și eu nu mai pot ridica de el. Strânge-l mai tare, că doar intră lemnul ăsta acolo. Bagă lemnul, nu? Încearcă să nu te împingi bota aceea în... Doamne, mi-a ceva în ochi. Nici nu mă mir. Nu știu ce, nu știu ce. O râmă. Du-te-ți în gheață. Stai, l-am clătit? Să s-o desfăcut asta, că tare bine știu ce o râmă. Vrei să nu te atingă cu parul ăsta, că păi vezi tu ce bine și tu legă. Hai, dacă bine a fi. Eu nu pot să-ți ridic atâta, că nu-i la nivelul meu. Doamne, am să ține gheață! Epa! Acum și pot eu! Așa vrei cum vrei tu. E bine așa. Mai o tură, ha? Ia că s-o sui găinile în nuc deja. Care? Tu, mă! Tu și cu sora ta aia la altă. S-o mai scoți? Aș mai scoate odată, că tare bine îmi place cum intră aici. Hai. Bun. Haideți că la etapa următoare avem nevoie de toate mâinile din univers. Cu ce? Ha? Cu ce vă ajutăm? Să ducem plasa aia de acolo, ia să din coace de stâlp. Da, de făcut peste tot. Aproape. Du-te din coloșadă în țârma aia, Victor.
Știi vacile alea curioase, dacă ești așa în ciurtă și stai, toate vin așa curioase să se uite ce faci, ce... Vacile ca vacile, dar caprele? Așa au apărut și copcii ăștia lângă tine. Dacă ei sunt vaci, noi ce suntem? Da. Eu ce sunt? Nu vorba despre animale, că facem comparație cu animalele, ci gradul de curiozitate, știi? Da. Sunt foarte înțeleg. Drăguțe și amuzante alea, nu-i vorba că... Hai, dați la mine! Hai înapoi, Victor! De aici de sus? Da, tot. Victor, oprește-te acolo. Descadă-l de la gard. Bun. Lasă-l apropiat că te par. Victor, ține de el. Hai, copia, duce mai încolo, la următorul an. Aia de aici. Așa vrei să mergi? Da, vrei să-l faci. Vii după mine. Scoate-l repede capul. Scoate-mă capul, mă, să nu vie găinile să te muște, mă. Pot? Hai, mami! Nu mă atâste pe drept. Mai putem! Mami, nu se mai... Păi tu te vii după mamă ta. Cum? Că nu pot. Ridici de plasă și vii după mamă ta. Nu, și tu ce faci? Mă duc. Stai, nu mă trage că așa părea lume. Ia! Hai dați mișcare! Vedeți cum e fluxul? Tu tot, eu ia, pot să merg în corete. Îmi ia toate gardurile! Copia, vino mai în față un pic. Dar nu pot! Haide. Vine-mă gardul cum trebuie. Nu, că Victor nu face mai nimic. Uite cu el, Sofia. Duce. Hai, să pui! Cum e de plasă, mă? Unde te duci? Aici. Nu aici. Aici acum. Hai. Mișcare. Sofie, du-te încolo. Hărnică. Grijă la copaci. Acum... Bun, perfect, stop. Ține de gard, Victor. Hai aici, Victor. Acolo stai. Uite-te aici. Bagă mâna pe gard. Scoate mâna. Aici vii și ții. Așa, cătă stâlp, da? Sofie, nu mai mișca. Încerc să fac să stea în echilibru. Stă. Ne descurcăm? Numai să-l las, da. Pare. Până la capăt. Da, sigur, hai. Stai. Hello, bebe! Stop! Victor, lasă! Nu sta pe ea! Stai! Bun, nu-i problemă, nu? Lasă un pic de aici! Nu lăsa! Fine numai! Dar nu-i mare tragedie să fii. Bun, așa? Bravo, Victor! Hai ca să te descurci! Păi rău și eu! Ai strâns un pic. Strânge tare! E greu? Dar fii atent! Acum poți să strângi și de aici, uite așa! Uite așa! Așa. Ok, da. Ia mai dă tu. Învârte, hai că... Trage cătătine un pic, trage de clește cătătine. Așa, mai învârte. Stop. Bine, da, că dacă îl mai strângi acum, se rupe. Se rupe de aici. Bun. Stai să mai bag eu o sârmă. Dar... Haide sârmele să fie din spatele tău. Apasă mai bine acolo. De la mine, Victor. Și bagă găinile capul și rămân fără gât. Ai grijă, Victor. Așa. Acum vei tu, Sofia? Da. Super.
Victoarele mele. Dar nu poți să faci mai sus. Nu prea pot. Victor, încetează. Nu vreau să fac asta. Trebuie unde trebuie. Cu ăla n-ai tracțiune. Okay. Dă la mine creștele. Deci, instrucțiuni. Apeși un pic, strângi și răsucești. Da. Hai, să te văd. Nu trebuie să trag un pic el. Nu. Perfect. Nu, așa rămâne. Te-ai descurcat de excepție. Stai, Victor. Faci glume acum cu mine? Face glume. Bun, următorul. Haideți. Tu. Mă, copile. Poți să faci bine? Nu mai pot să faci acum. Acum eu fac. Tu poți să ne filmezi, du-te la cameră. Yes. Hei, video! Poți să și folosesc ăla de zoom-ul. Poți, dar foarte încet. Ok, du-te. Lasă-mă. Du-te. Lasă. Vino, mă, de acolo, mă. Acum nu fac tu, acum fac ea. Bine. Ai înțeles? Dăm să stau ăsta de aici, că nu mi-mi place. Dăm patent. Lasă, că e fain acolo. Da, ce să fie. No, Victor, vrei să te faci și tu făuritor de garduri când ai fi mare? Făuritor? Nu vrei? Dar zice, mă, că e așa fain. Mă, dă-mi și mie una de arme mare. Mă, tati! Victor, du-te și bagă găinile înapoi. Și nu o tot pârăi dacă ți-am zis să nu umbli acolo. Nu vrea să-i hotocă un făuritor de gard ăsta. Tot vor am să fie avocați și preoți. Mai știu eu ce. Dar făuritor de gard niciun. Te-ai observat? Tot vor popi, doctori, asistenți. Mai știu eu ce. Sofie, eu zic că puteți mere în casă și să-ți faci și temele, că Victor deja s-o țăpa pe jos să te ude. Du-te în casă și schimbă-te și stai la căldură. Du-te, ajută-l să adune găinile. Fă-și aici. Am făcut. Și aici să faci. Din asta, bărbați, să vă luați și voi, care face peste tot, cum ziceți. Dă-te mare amușitul, mare patroană. Patroană de bărbați. Vai, ce am ajuns în lumea asta, să nu mai știu fără să zic că nevasta nu mai știu face nimic. Să fac și aici până jos. Stai că vin să-ți arăt. Aici ai făcut deja, nu mai face. Aici să faci, aici, acolo, aici. Și aici, și aici, și acolo. Nu uita aici. Nu e acilată. Că nici nu știam cum să fac dacă nu ziceai tu. No, acolo nu ai făcut bine. Nu-i bine acolo. Uite-te ce ai îndoit aici, uite-te. Nu-i frumos. Tot-i drept și aici ai îndoit-o. Nu mai e frumos. Măcar mai fă încă una aici, încă una aici. Nu mai fac, ia, că mă duc. Dar aici neapărat să faci aici și acolo.
Vai, viață! Viață de câine! Tu ești un ajutor pentru om, așa zice că femeia... Fă-și aici. Așa zice... Nu uita aici. Așa zice... Aici să faci. Așa zice că femeia e un ajutor pentru om, dar tu cam te dai peste cap. Tu ai cam sărit calul. Aici ai uitat, că ia ce buclat stă. Aici, numai de ciudă, facem așa. O, dar ce fain e. O, ce fain. Mă vezi? Mai apasă cu piciorul acolo un pic. Să mai apăs și aici? No, măi oameni, că mai trecut două zile peste noi de când am început să filmăm lucrarea asta la gard. Și postasem ceva pe Facebook că ne bucurăm că la noi nu veni iarna și două zile am avut zăpadă. Ia uite, astăzi s-a topit cam de tot. Nu a fost zăpadă prea grozavă, conins peste zi cu temperaturi de 1-0 grade. Și sperăm că nu ne-au distrus pomișorii. Sperăm că nu ne-au afectat fructificarea pe anul ăsta. Ăsta e un cireș plantat anul trecut. Avem câțiva mai înmuguriți. Însă cred că am scăpat de ultima provocare pe anul ăsta. Ia uite alt cireș. Și după cum se vede, nu au apărut florile încă, așa că sper să putem mânca cireșe. Ăsta e gardul găinilor, l-am finalizat. Planul a fost așa pentru încheiere. Inițial gardul a fost acolo și până în zona aia. Dar ați înțeles care a fost planul și de ce l-am modificat. Aici am adus niște pământ și să vedem dacă o să-și facă sau ca o grădinuță sau nu. Deocamdată o să mai îndreptăm terenul și dincolo are un pământ mai nisipos care să vedem în ce măsură o să se apuce dumneai de grădinărit. Aici pe capetele astea am pus niște contrafișe ca să putem întinde mai bine plasa. Găinile sunt foarte bucuroase că li s-au mărit suprafața înverzită. Mai trebuie să proptim scara acolo pe creanga de la nuc și să vedem cum or dormi ele cod-codăcind la vară sub nuc. Găinile astea sunt cam bătrânioare. Dar, deși ne-am plâns că nu au luat toată iarna, acum au început iară să ouă și Andreea e foarte bucuroasă, zice că nu le mai taie sau le taie la toamnă. Vom vedea. Vom vedea cum a fi. Oricum mărim țarcul pentru că aici vom ține în continuare găini și păsări. Și ne ajută să avem păsări în zona asta pentru că nu mai trebuie să umblăm cu coasa printre pomii ăștia fructiferi tineri. Să-i tăt ferim. Spuneți-ne cum a scăpat de iarnă, de pe unde sunteți voi. Am văzut că în alte părți un iz mult mai grozav. Ieri, pe la amiază, când am mers în oraș, și la noi pe mașină, era cam de un lat de palmă, mai bine de 10 cm și până seara s-o mai pus. Însă pe pământ, fiindcă pământul a fost mai cald, și nu a fost o temperatură foarte rece în aer, nu s-a depus așa mult, s-a depus 2-3 cm. Și asta este, nu ține de noi vremea, e acolo unul care e șeful pe vreme, pe vânturi, pe temperaturi și ne bucurăm că acum pare că s-o gătat, sperăm să nu mai avem încă un eveniment din ăsta până mai, că păi chiar suntem gata.
Aștept comentariile voastre, dați acolo cu like-uri, dați acolo cu distribuiri, abonați-vă, deveniți membri dacă puteți și vreți. Și vom da Eduța, nu uitați, în 13 aprilie dăm o Eduță una dintre membrii. Aveți spor la treabă! Iată, să duc și găleata asta cu lături la porci. Uite tu ce de mâncare bună și zăr. E ilegal. Ne ascundem. Nu facem ilegalități. Nu o dăm la porci, o merem și o mâncăm noi acolo jos.